Marcel, eu n-am cu ce să te ajut cu bani, că nu-s bogat nici eu, dar pot să te ajut cu mediatizare, să afle lumea despre dorința ta de emigrare sau de supraviețuire. Dacă ai pornit camera, fă-te Comentariile stivadă vorbim. lumea, spune ce poți face, ce vrei să faci și poate sare cineva să te ajute, ori de aici, din România, să-ți trimite niște bani, ori de acolo, din Moldova, să-ți dea niște bani de drum și de viață. Nu știu ce am făcut atunci curat. Cum ai Am făcut? vorbit. Alo. Da. A? Zic că atunci când două videoclipuri care am făcut, știi? Cu mulți ani în urmă, da? Da, și îmi spune că poate oamenii să mă ajute mic în ajutor, dar eu un cuvânt nu ne-am dat seama, când mi-a spus un cuvânt și ala, că ți-ar place unde vrei și bă, ori în sat la lucru, ori prin oraș. Dar eu, bol la cap, mă bine, trebuia să spun, nu are importanță, dar mă, dacă eu am încărcat o literă, dar am gata. Și tu ai zis că Că vrei mai nu bine un oraș. îmi place în oraș. Și Că nu am... de atâta oamenii nu te-au ajutat sau te-au criticat sau de ce crezi? Nu cum o critică, dar am spus că Marcel, sănătos și nu poți lucra. Dar tu nu ești sănătos, înțeleg că ai probleme de Da, sănătate. spune-mi. Tot, totuși Sănătate. poți face munci. De tot felul, nu? Și în construcții, și la piață, la cărat, nu? La asta, da, numai că la mister nu. La mister nu. De care în mulți nu poți? Am văzut că să nu am învățat din meseria asta, dar e slab nădejde. Da, nu, Poți dar să fii chisca. salahor pe șantier poți, nu taman tu să zidești sau să te încuiești. Spune Marcel, pochilet, și ăla, meseria, răsforul, Nu, adică și eu lângă dânsul. Și spune el, așa trebuie să fac. nu prea e semnal, dar înțeleg asta e ideea, că vrei să ajungi în România, că îți pare că aici s-ar putea să trăiești mai bine. Totuși nu ai cetățenie românească, degrabă îți faci pașaport biometric. Eu, dar mi-am făcut. A, de-a mă lăi, Eu l-am. și ai bani de drum, dar te tem că n-ai să ai din ce trăi și vrei niște bani să Eu și ai aveam ce întrisul mânca. de la mine. Da, zic că eu am întrisul de la mine. Și eu pot libera mult. Să vin în autobuz și vin la București. Dar mai departe, nu știu ce. Nu, eu mă răzbăresc, dar mă rog, un chec într-o țară, dacă trebuie să am eu mâncare, trebuie să am circulare pe drum, n-am să merg eu. Sunt și eu sportiv, mai merg cu circularul alea pe jos. Dar România mare, de n-am să pot să merg pe jos. Înțelegi, de ce vrei taman București? Îți pare oraș mare, interesant? N-ai fost niciodată, nu? Chiar m-am deschis pe Google și am scris așa, că cum arată orașul București. Și mă uitat, orașul București arată, e mai frumos ca Moldova. Nu știu dacă e mai frumos, dar în București locuiesc atâția oameni cât trăiesc în toată Republica Moldova. Am auzit așa de la niște oameni că au spus că în România sunt mulți țigani. Este așa ceva? Și nu sunt tot oameni. Da, sunt oameni, dar au spus că oamenii țiganii sunt răși și pot să bată și pot să fac multe. Sunt și moldoveni și români răi, nu? Da, eu spun că unul spunea, hai mă, cu mine la Polonia 3 luni zile de și să lucrăm. Dar acolo trebuie să știu limba rusă. Păi limba rusă nu știu. Și cum să mă duc acolo și să mă întrebe un cuvânt de limba rusă că să stau la o rață multă și să nu știu. Adică să nu știu cum să comunic cu dânsul. A, deci ai avut ocazia să mergi în Polonia, dar n-ai mers din motive de limbă. În România, în schimb, înțelegi, limba e aceeași limbă ca a noastră, nu? Și... Asta e exact. Eu, dacă mă duc la România, știu cum vorbesc eu, vorbesc și românii. Numai cu că accentul e altfel, dar tot e în limba aceea. Dar în alte țări, adică în Rusia,
final se cu... Da, e frumos, nu zic, nu. Și salariu bun și atmosferă mai bună și mult mai mult, mai bun ca Moldova. Nu mă că trebuie să știu limba. Dacă știu limba, trebuie o leacă un an bun, trebuie să înveț o leacă. Până să... O leacă să știu limba. Dar Până nu un știi an, doi, este alte o limbi în afară de română, nu știi, da? Nu, eu cum să spun, m-am născut în Ucraina, de 10 ani când am venit în Moldova, până mama mea să moară, am venit o femeie care din Cantimir, până m-a luat de la Ucraina, ca să aibă grijă de mine. De atunci m-au lăsat la spital, și de la spital m-au venit în Sfântul Baptist, în Mircea Martean, și oamenii buni la suflet. Și am stat la un internat la Zelenski 3, fracție 2, la Botanică, dacă știu, înseamnă cetoza. Dar micetoza, știi unde? Știu și unde e internatul de pe Zelenski. Da, este 3 fracții 2. Deci ai crescut la orfelinat și n-ai alte rude. În jur de 9 ani aici. După 9 ani am stat la internatul Fălești, de cu orașul Fălești, cred că e unde e orașul Fălești. Sigur, am și fost. Da. Și acolo am stat un an jumate. Nu au fost cum, nu comunitățile, educatoarele care nu au educat, care nu au educat, mâncare care nu a fost bună când ne punea în casă pietrize. O leacă am adus în casă. Da? Am ieșit din cazul ăsta. Și nu, nici amul nu prea o duc bine, dar mulțumesc Dumnezeu că nu mănânc prin gunoi. Asta e principalul. Nu sunt dezbrăcat și am mai chinu cu cum pot. Da, la 30 de ani. Asta mă mai duc încă 3 ani, așa că eu nu știu. Pur și simplu, nu. Poate să am un viitor, poate nu să am un viitor. Dar viitorul meu cam prea slab, nădejde pot să mă iau. Dar cum Nu vezi știu. viitorul? Ce crezi că poți să obții aici la București? Să găsești de lucru, un loc de trai? Da, cam așa ceva. Găsesc un loc de muncă, un loc de trai, să mai plimb o leacă română, să mai văd ceva frumos, să văd atmosfera cum e română. Am auzit că mulți moldoveni se duc la Iași, de exemplu, și mai aproape de Moldova. Da, și dacă mai aproape, asta costă mai puțin sau mai mult? Normal că costă mai puțin. Până la București Dar sunt 450 km, până la Iași sunt 150. Iași tot e oraș sau sat? Fost capitala Moldovei, oraș mare. 25.000 de moldoveni, zice primarul Iașului, că s-au mutat acolo. Deci îți dai seama că are multe mii Iașiul. Dar care e cel mai mare? Iași, București sau București e cel Timișoara? mai mare, Chișinău e al doilea și după aceea poate fi Iașu, Clujul, Constanța, Da. sunt orașe multe mari. Chiar este România și Chișinău este? Nu, Chișinău eu îl consider oraș românesc. Ah. Este un Chișinău Criș și un Sătuc în Maramureș, dar nu e oraș. M-am mutat acolo în Băcioi. Mă sunt regiuni care greu Sigur, de dar numit. Călăraș, Budești, multe localități din România au nume Costești, sunt vreo șase în România, Costești. Că vreau să mă duc undeva mai frumos. Poate, dacă vreau să-mi dau un sfat bun, dacă să mă duc să ajung acolo și ca să găsesc o biserică baptistă, cum spui, e o idee bună? Consider, da, dar din partea ta, cum zici? Eu știu că sunt ateu, nu prea credincios, dar am auzit că bisericile baptiste ajută oamenii, mai ales credincioși. Dacă și tu ești credincios, dacă ai mai fost Da. pe lângă biserici baptiste, cred că e o variantă Da, bună. eu am de mic copil. Dar poate să găsesc și oameni laici care să te ajute. Eu știu, poate are cineva o fermă, te cheamă la lucru, poate are cineva o firmă de construcții și îți dă de lucru. Cam așa ceva. Bun, Glavna, și cum dacă spun? vrea cineva să te ajute, cum te găsește? Pe Facebook? Ia că acum mai găsit Deci să le dau la oameni numele, identitatea ta de pe Facebook ca să te găsească, da?
Stau acum, de acum. Ce faci zgomot și îi deranjezi? Nu deranjez, am lucruri importante și stai și găsesc o priză. Am o... O Stai, priză. am o... Nu, dar Nu, cred am... că ajunge. Eu am înregistrat destul și cred că e clară situația. Eventual poți să îndepărtezi puțin telefonul să... Am o întrebare. A, vrei Aș... altă întrebare? Bine. Sau am ne... A, stai că pot să spun numele și numele. Și data anul ca să... Cum se poate să transmită din datele mele, A, chiar dacă o dacă nu vrea spun cineva să eu. transmită bani, eu cred că întâi o să-ți scrii pe Facebook și o să-ți, și o să te întrebe detaliile astea. Sau vrei să le spui public? Pot să vorbesc așa, mă, Bine, numai aici, o acum. spune doar acum. Aud asta, tare și... Marcel Da, am Cotoman, văd că te cheamă, nu? Cotoman. Nu găsesc. Marcel Cotoman din Republica Moldova. Eu știu, în Chișinău ești acum, nu? Da, sunt în satul Dancu. Nu A, pot să spun. locuiești la Danco acum, nu în Chișinău. Nu mai stau la satul Dancu, că am vorbit cu părinții. Știi că nu au fost la Jeniu, Paștele, unalta, ca să vin să ajung la duș, să stau de sărbători cu Paștele. Și eu spus că nu ai ce căuta noi, cât au fost stare titulară, adică 18 ani, cum să spun eu. Da, până Cât la am fost majorat. copilul. Dar Da, care ăștia? cât Părinți adoptivi sau părinți tăi naturali? adoptiv, dar nu titulat. Adoptivi. Titular, nu știu cum. Marcel, dă un Dar... pic telefonul mai departe să te vedem, să te vadă lumea. Aha, ia că tăi băiatul. Are 30 de ani și vrea să se însoare și să aibă unde trăi. Are probleme de sănătate, dar zici că e capabil de muncă și vrea să lucreze ca să aibă din ce trăi. Poți să spun mai Dar ce zici, că ai întreba. căutat extensor și n-ai găsit acolo în Moldova? Nu că A, nici n-ai căutat? De ce? Nu prea se leagă vorba cu femeile? Sau nu femeile te ca să interesează? am o, cum spun, ca să am o femeie, trebuie să am singur să mă angrajez. Singur să și o picioare, să am necesar să trebuie să și eu să stau de asta. De acord, dar înțeleg că au fost vremuri când ai avut venituri bune, nu? Zici tu că lucrai hamal acolo sub pod și avea venituri bune. Ce, nici atunci n-ai găsit femei? Sau... Momente când am lucrat și cu săpatul, prășutul, multe sate la Turlești, la Hâncești am fost și am lucrat. Am lucrat ca grușnic la Calabăsăra, Piața Mir, la Supod, acolo, lângă Moldova Gaza, în canal. E acolo tare mult mi-a plăcut, dacă s-a închis, nu mai este. Am aici, la chiar azi am fost acolo, la Calea Păsărâmă, chiar la Piața Mir. Nici. Oricum, un jurat. Am înțeles ideea, Marcel, am înregistrat dialogul nostru, îl public acum pe YouTube și poate și pe Facebook. Sau datele mele ca să... De pe buletin. Stai, nu Nu, nu închide, mă cred rog. că datele de buletin trebuie. Trebuie spus numele, eventual dacă vrea cineva transfer. Îți trebuie Stai. numele Marcel Cotoman, nu? Și Oleg, Republica Oleg. Moldova, țara. După aceea Stai, ei mă. trebuie să-ți comunice cu mesaj privat, cu mesaj acolo pe Facebook. Să-ți transmite un cod de transfer dacă-s bani. Spune. Altfel, oamenii dacă Raiva. vor să-ți ofere de lucru, vor să-ți ofere cazare, tot așa, îți scriu mesaj privat. Eventual poți să lași un număr de telefon. Da, eu mă pot să las 069 04 sau de la tine Da, 06904. 8 661
8661, ăsta e numărul tău din Republica Moldova. Dacă o să ajungi în România, nu o să mai fie valabil decât dacă plătești roaming, dar nu cred că ai bani de roaming și nu cred că vrei asta. Mai bine o să-ți cumperi cu 2 euro o cartelă nouă aici. Da, Oleg, am o întrebare. Te rog frumos, fă asta, dacă poate să dai un direct la oameni Păi care în se direct vadă. nu, dar am înregistrat și o să public acuși. Da. Și Atâta pot, mai... Marcel, să fac. Sper să te ajute. Da, dar pot să spun la prietenul meu, Cotoman Marcel, adică prietenul meu, datele mie. Cotoman Marcel, te aude bine? Da, se aude, dar nu cred că trebuie să dai, eu știu, numărul, seria buletinului. Ai dat numele și atât, da? Măcar cu asta. Zic că când să mă duc la Western Union, acolo fata de la casa îți ceară la cine s-o da banii ăștia, cine Exact, persoană. exact, da. De la casă o să-ți ceară și buletinul și cine ți-o trimis banii. Dar da, codul acela și numele persoanei și suma de bani și țara de origine o să-i transmită oamenii pe Facebook cu mesaj privat sau la telefon cu SMS. Dar și poți fac, poți să E poate strimată, dacă îi convins oamenii care mă privesc pe mine și care o să fie curioși, dacă îi convins să te ajut, eu știu, cu 10, cu 20 de dolari sau euro, poate să fac, eu nu garantez. Vorba aceea, popa botează și brega filmează, dar zile și bani nu dă. Bun, Marcel, deci apelul e că vrei să lucrezi, vrei să ai niște bani ca să trăiești viața demnă. Ai 30 de ani și vrei să... Să-ți fie interesant, vrei să vezi lumea, vrei să vezi România. Da, zic măcar Oleg, să mă rog, Oleg, că e... Nu, după nici rău, nici bine, dar vreau măcar, știu Oleg mai bine. Am înțeles, cam toată lumea vrea și știu Oleg mai bine. Da, că presupun că mă duc la piața acolo, mulți oameni îmi spun, presupun, nu vreau să vorbesc mai tare, îmi spun, marș de bomjarule, cuvinte care nu prea am. Care nu-mi place. Dar nu știi sau nu. Nu le place cum arăți, nu? Probabil te consideră vagabond. Mine spun așa în față. Oleg, mă scot? Da, da. Ei ne spun așa, Marcel, unde și te spun să-i bomjar? Că tu primul în casă n-ai, masă n-ai. Dar nici eu n-am casă și masă. Și ne spun așa, ies mă văd pe viață, tu întotdeauna umble cu geanta în schinare, întotdeauna, nu că sunt muldar, dar tot întotdeauna mai ieși numai cu hainele ăștia, dacă tu n-ai unde sta, atunci gata, înseamnă ești bomjar. Și pentru mine pare foarte trist. Eu prost stau și trăiesc, dar veniți să vă că nu n-ați mai fost trăiesc. Cam mulți, cam toți care au trecut prin orfelinate au soarta asta, tot nu reușesc să-și facă casă, masă, familie. Nu? Am fost și eu, chiar în satul Dancu, am fost compaiat, tot adoptat. Numai că el s-a descurcat mai repede, e mai descurcător ca mine și am lucrat în Irlanda și tot au dat stărăvință, au făcut cetățenii irlandean. Cetățean întâi românesc și după asta de irlandean și mai departe, da. Adică pe 10 ani, da, sau pe viață, să duc liber, să fac și de. Și visez să ajungi și tu așa ca eu. Aș dori, numai că chiar vreo am fost la internet și am găsit consum just, care e cu, cum să spune, cetățeanul român. Aha. Și m-a sunat, am scris acolo comentariu și dimineața mă sună și spun, domnul Cotoman, mă știți, bună dimineața, spun, bună dimineața, dumneavoastră ne-a scris un comentariu că s-a apelat la noi ca să vă ajutăm cu ceva. Eu spun, da, cu ce? În privință ca cetățean. Eu spun, spun eu ca cetățean, dar vreau să ne fac diagram biometric în 3 luni. Când la cum când să spun, ies, cetățean, am o leac de ștefat. Mai mult de 2 ani trebuie să aștept și plus, mie trebuie să dai, plus bani trebuie să dai, plus documentele care mi-e principal, de documente mai principale, eu nu am. Adică, al de-al mama, de-al tata, de ce să eu nu am sunt principal. Mă cheam pe bunică, nu am bunică, nu am născut,
Eu leac este completat. Eu așa documente nu am. Eu am documente care spune așa, că mama de decedat, toată nu are. Și încă scrie data când bunicul m-a lăsat la spital la cantinier, adică nu poți mai, nu știu, adică nu poți să mai să îngrijească de mine și m-a lăsat la spital la cantinier. Adică nu poți să mai îngrijească. Și mai este acolo un document care din Ucraina, acum e pe tata, pe mama, limba ucraineană. Și n-am să ascult. Ei, nu contează. Ăștia sunt șmecheri care fac business pe tot felul. Ți-au propus probabil să faci cetățenie românească, dar tu nu-ți permiți acum să faci cetățenie românească, nu ai actele necesare. Dar poate nu am posibilitate, că până la 2 ani, mă, de 2 ani trebuie o leagă să dau bani. Și, asta e una cu bani, dar trebuie să am documente principale, dar principale nu am. Mă. Și am de umblat de drumul care să ne iasă ochii de mine. Bun, Marcel, am înțeles situația, mulțumesc pentru încredere, ținem legătura. De când ne sunam? Păi eu te sun imediat dacă am vreo veste. Dumneata probabil o să comunici direct cu potențiali ajutori sau ajutoare, pentru că eu dau adresa dumneitale de pe Facebook și oamenii o să te găsească. Dar măcar arată o lipsă de Nu, omul de bine. mi pare că arăți optimist, simpatic.